Salutare, dragi viitori de mașini! Bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog! Astăzi o să fie un material special pentru iubitorii adevărați de mașini. Ce facem astăzi? Facem un scurt drum cum poți să devii pilot în aproximativ în 3 zile, să participi la o competiție națională pe un circuit de viteză cu o mașină fără rollbar, dar mai multe vă prezint în materialul ce urmează, pentru că astăzi vorbim despre Rotac! Pentru că la finalul săptămânii acesteia avem un cursant ce nouă ne este foarte drag, ce va participa la această etapă și veți primi exact pașii pe care îi urmăm, în așa fel încât să poți să devii pilot în 3 zile! Așadar, cum începe istoria noastră? Începe în fața laptopului. Facem un exercițiu și spunem că afară avem o mașină care s-ar putea mișca pe circuit. Dar poți să mergi cu orice. Dăm drumul laptopului și intrăm pe rotac.ro. Asta e site-ul despre care vă povestesc. Așa arată site-ul. Intrăm aici. Ok. Pentru o etapă costă 799 de lei. Dacă te înregistrezi mai rapid, costă 699 de lei etapa. Mai sunt încă una, două, trei etape. Dacă nu prinzi etapa de la sfârșitul acesta de săptămână, mai ai una pe Motorpark și una la Sereș în 13 octombrie. Și hai să vedem. Intrăm la register. Aici ne punem niște date și revenim. Am stabilit și numărul de concurs. Mergem pe 159. Mergem mai departe. Aici vorbim despre mașină. Al nostru Radu va merge. Bun, am completat toate datele. Mergem mai departe. Bun. Și cam asta a fost. Ne-am înscris, acum pregătim mașina cu totul, aici avem numele, datele despre mașină, alte informații, cam asta a fost. Noi o să vedem să ne luăm și o boxă, să putem să ne organizăm acolo mai bine. Mi se pare foarte simplu să te înscrii la Rotac. Acum o să te invit să rămâi aproape de noi, pentru simplu fapt că o să-ți pregătim și o să-ți prezentăm fiecare pas pe care urmează să-l facem în momentul în care vom merge la competiție. Dar cam asta a fost partea de hârtie. Asta a trebuit completat foarte ușor, repede și fără nicio problemă. Și ca să fie treaba mai clară, cum am putea să concluzionăm și să vedem cam ce trebuie să faci să-ți modifici la mașină ca să poți să ai un timp onest la Rotac, unde am putea să mergem? La garajul lui Cristi Călugăru. Ne luăm mașina și ne punem în mișcare înspre Cristi, în așa fel încât să vedem ce modificări a făcut el mașină pentru a putea participa la Rotac, competiție ce va avea loc sâmbătă pe singurul circuit de mare viteză din România, unde? La Adâncata, lângă Urzice. Hai să mergem la Cristi să vedem ce a făcut la mașină. Gata, și am ajuns la Cristi, salutare. Salut. În primul rând vreau să-mi povestești, dacă ar fi nevoie, ca mașina de stradă, vreau să mă dau cu ea la Rotac, ce ar trebui să-i fac? Bă, în principiu, din ce știu, obligatoriu e doar instinctorul la grupele astea mici. La grupele mari trebuie și combinezon, cască, centură. Nu, noi vorbim de ăștia mici, de stradă. Da, grupele de stradă, doar instinctorul e obligatoriu, minim un litru, să fie valabil și montat undeva aproape să ai acces la el dacă se întâmplă ceva. Cu alte cuvinte, e foarte ușor să te dai. Da. Dacă vrei să dai cu mașina de stradă. Exact, exact. Și acum, pentru că suntem lângă mașină, vreau să-mi povestești așa în mare cam ce ai făcut tu, ca sâmbătă să vii în 2 și... Eu sper undeva în sub 2.04. 2.04. Da. Vezi că asta s-a ținut și sâmbătă o scoate la... Da. 2.04. Deci urmărim 2.04. În primul rând e ușurată cât se poate de mult, fără să bag flex. Încă n-am băgat flex, vedem dacă îl bag. Suspensia am schimbat-o, e Bilstein, pe 14. Așa? Deci ai pus un Bilstein? Da. Cu compensatoare? Cu nu, ceva reglaje? E un Bilstein de stradă, n-are decât reglaje de înălțime, atât. Dar e foarte bine gândită, e destul de dură și cred că o să facă față mișto. Am făcut... Dacă e ușurată rău, nu? Da, e cât se poate de mult. Și plafonul am dat. Am făcut camber pe roțile din spate. Adică i-am pus niște flanșe care au făcut un de asta de cădere. Are minus 2 pe spate, minus 2 pe față. Am văzut că ai făcut soft, am văzut materialul, da, pe canal. Soft. Ai pe canal o povestioară a mașinii? Da, de mult, de acum vreun an și ceva, dar era...
TikTok și 9 ori. Deci trebuie să aruncați o privire la Cristi pe canal, pentru că... Oricum, nu, trebuie să aruncați... Cei care mă urmăresc pe mine trebuie să arunce o privire la tine, că eu n-am mai avut timp să filmez. Da, acum uite că-l văd. Uite și Ruxy. Da. Bună! Cred că lumea mai tare știe pe Ruxy decât pe noi. Ce am făcut? Evacuarea, complet downpipe, gol. Ia, pornește. Poți să pornești da. Acum? Da. Ce clean e! Bă, la sau de frumos tare! Da! Și sub capotă? Că văd că bagi aici, puternic. În afară de un filtru de aer și am adus niște... I-am adus o conductă să aducă aer aici. Nu știu, s-ar putea să mai fac ceva modificări, nu știu dacă îl las așa. Aș vrea cumva să izolez partea asta a motorului. Să nu ajungă căldura. Să nu tragă aerul cald de acolo, da. Cam asta, la motor nu are nimic. Bă, cert e un lucru, că ideea principală pe care vrem să vă transmitem, ales că știi, e că nu susține să mergi foarte repede pe stradă, nu? Acum ți-ai schimbat un pic... Da, clar. Nu. Da? Deci nu e ok să mergi tare pe stradă. Da, deci acum ne focusăm și încercăm să mergem într-o totul pe circuit și asta e partea tare la rota, că poți să mergi cu mașina de stradă și să te dai. Da. Asta mi se pare cel mai important. Iar ca organizare e una dintre cele mai mici organizări din... Adică experiența e super tare. Fii atent. Ce mi s-a părut foarte tare, știind cam cum trebuie să completezi fișe, licențe, chestii, socoteli, astăzi l-am înscris pe Radu, băiatul care se mare cu mașina mea, la Rotac, și a fost wow, cât de simplu, cât de repede, cât de repede ai primit confirmare. M-am simțit așa ca la o etapă de european, adică... E foarte mișto organizarea, foarte bine gândit. Și e foarte bine pus la punct site-ul. Da. Deci site-ul, da, site-ul merită să intrați pe el și puteți să faceți o simulare de unde s-ar încadra mașina, adică introduceți greutatea, cai, ce modificări are și vă dă o clasă unde puteți să vedeți timp. Ce timp au ceilalți oponenți, da? Și cu cine puteți să godea. Deci clar, e o modalitate foarte simplă să vii cu mașina de stradă și să te dai pe circuit fără să zâmbi. Da, niște gume. Da, corect, am văzut că mergi și cu... Semi-slick, nu? Da, semi-slick. Asta vrem să transmitem, că e foarte ușor, te dau cu piciorul fără să-mi dau seama. E foarte ușor să te poți da și să vii la start. Acum o să fie interesant că suntem acolo și o să facem un material foarte tare, cred că la Rotac. Da, că te-a pus da, să faci da, ceva. Acolo o să filmez. O să am și pe alt oameni care o să filmeze, de fapt, că eu o să fiu prins. In action. Da, da, o să dau camera la... dau camera la Ruxy. Ruxy? Prei... ștafeta? Funcțiile de... corteze. Da. Da. Deci cam asta e. Asta vreau neapărat să vă prezint cam cât de accesibile modalitatea în care poți să te licențiezi la Rotac. Cristi a trecut la un alt nivel, adică el a cam insistat aici, adică a schimbat toată mașina, nu prea are nicio legătură cu ceea ce am văzut eu ultima dată. Și la asta să vă așteptați. În momentul în care vreți să mergeți pe circuit, o să plecați de la o mașină de stradă și o să ajungeți să desfaceți ca și Cristi toată mașina, să găsiți modalități de a ușura mașina. Bun, hai să mergem înspre căști și să vedem despre ce povestim, în așa fel încât să terminăm materialul cu multe informații referitoare la modalitatea în care tu, drag urmăritor vrum vlog, poți să devii pilot într-un timp foarte scurt. Da, gata, ne-am pus în mișcare de la Cristi. Ați văzut cam ce e important să faci. Ce vreau să vă transmit eu în cadrul acestui material este că nu e chiar așa complicat să te dai la o competiție organizată cum trebuie, cum scrie la carte. Rotac fiind una dintre cele mai interesante și cele mai simple modalități de a accesa o competiție de cea mai bună calitate, unde să te distrezi, să ai timp onest și să nu fie hoții. Tocmai de aceea te invit să vezi cam despre ce e vorba când vorbim despre Rotac, o să-ți las în descriere link către site-ul lor să vezi cam despre ce e vorba și să vezi cum te-ai putea înscrie. Și l-ați văzut pe Cristi că el a trecut la un alt nivel, adică a dus-o mașina la un nivel extrem, adică e mașina lui de stradă și și-a dus-o și-a modificat-o, a ușurat-o. Ăla e clar următorul nivel. Dacă prim pas, vreau să vă transmit un mesaj foarte simplu. Nu e atât de complicat să devii pilot, mai ales în momentul acesta, prin simplu fapt că sunt câteva competiții
organizate într-un mare fel, ce nu necesită investiții mari, poți să te dai cu mașina de stradă, te duci, te plimbi și pleci acasă. Iar dacă nu ai mașină, e foarte simplu să vii, de exemplu, la un curs la noi, la Smart Driving, îți închiriezi mașina, te dai, pleci acasă cu sufletul împăcat pentru că te-ai dea cu o mașină foarte spectaculoasă. Porsche-le fiind una dintre mașinile cu care te poți da pe circuit, iar dacă ai nevoie de mai multe informații referitoare la cursurile noastre, te invit să înscrii pe Facebook. Pentru zilele ce urmează, te invit să dai follow pe Instagram pentru că o să postăm foarte des acolo. Mâine avem un curs foarte tare pe Adâncata și avem și track day. La track day la fel poți să te dai cu mașina de stradă, vii, te înscrii și te dai fără nicio problemă. Iar sâmbătă o să fie Rotac, unde mergem alături de Cristi să-l susținem, și arătul de Radu, care va participa cu Blacky, cu mașina noastră de curse, și prin intermediul lui vă vom da exact pașii ce trebuie să-i urmărești în momentul în care vrei să devii pilot și să te dai la Rotac. Primul pas este cel de astăzi, și anume să te licențiezi prin intermediul înregistrării în baza de date a celor de la Rotac, cu mașina, numele și ce mai e nevoie acolo. Deci nu e foarte scump și e foarte ușor de făcut asta. Eu am fost Mihai Beldie. Tu ai urmărit vreun vreun vlog și până la următorul episod, ce va fi cel mai probabil mâine dacă ne încadrăm să și filmăm. Iubiți-vă mult. Mașinile. Ciao.